conducerea Consiliului Județean Călăraș a dezbătut în cadrul unei conferințe de presă problemele cu care se confruntă Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian, dar și investițiile care vor fi făcute în unitatea spitalicească. Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Consiliului Județean. V-am invitat să vă prezint investițiile pe care Consiliul Județean le face în Spitalul Județean de Urgență Pompei Samarian. Ultima, să spunem, reușită Consiliului Județean este aprobarea în Comisia Tehnică Economică Interministerială de la Ministerul Dezvoltării a investiției Corp 9 în sumă de 99 de milioane de RON, care urmează să fie finalizată în 3 ani de zile. 40 de luni, 3 ani și 4 luni, urmând să fie finanțată de Compania Națională de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării. Alte investiții pe care Consiliul Județean le are la Spitalul Județean este reabilitarea etajului 3, am avut licitația, urmează să fie desemnat câștigătorul, s-a înscris decât o singură firmă la licitație, e vorba de Confort SA Călăraș, pentru reabilitarea etajului 3 și a scărilor din Spitalul Județean Călăraș. Demisolul Corce, care este tot așa un proiect depus la Compania Națională de Investiții a Ministerului Dezvoltării în sumă de 250.000 de euro. Anveloparea spitalului de 2,5 milioane de euro este în evaluare pe suient, încă n-am primit răspunsul. Și spațiile comerciale care sunt spre finalizare în fața lifturilor din Spitalul Județean Pompei Samarian, Spital de Urgență. Total investiții pe care Consiliul Județean le are de 31 de milioane de euro. Și aici aș vrea ca împreună cu doamna director Năsturică să detaliem ce înseamnă Corpul Nou, cea mai importantă investiție a județului Călăraș în Spitalul Județean de Urgență Pompei Samarian. Ce înseamnă, doamna doctor, Corpul Nou care urmează, să spunem, să apară hotărârea de guvern și cred că până la finalul anului să avem scos la licitație și încredințat, să spunem, în termen de o jumătate de an de zile lucrarea de la Spitalul Corp Nou Călăraș. Bună ziua! După cum știți, FGH-ul, în FGH sunt foarte multe secții pe care le vom muta în Corpul Nou. Va fi un spital modern, dotat corespunzător cu circuitele actualizate. În acest corp nou vom avea secția de psihiatrie cu 25 de paturi, neurologie cu 32 de paturi, geriatrie 25 de paturi, oncologie 30 de paturi, pediatrie 65 de paturi, plehozie 21 cu 21, adică mamă și nou născut în sistem rooming, chirurgie plastică 15 paturi, obstetrică ginecologie 20 de paturi, neonatologie 15 paturi și bloc de nașteri cu 5 săli de expulzie. În total 272 de paturi, adaptate conform standardelor. Foarte multe probleme știți că sunt pe bază de locație, pe bază de circuite, încercăm să reabilităm ce se poate reabilita, să punem circuitele în funcțiune. Noi suntem acum într-un proces de reevaluare a întregului spital cu restructurare, cu circuite, cu dotări și sper ca totul să fie cât mai optim realizat. Da. Tehnic, dacă vă putem răspunde la întrebări, ce înseamnă investiția de la spital? Da? Aș vrea să ne explicați dacă acea tăiere de paturi afectează cumva investițiile și care au fost motivele pentru care s-a decis diminuarea numărului de paturi la Spitalul Județean de Urgență. Știți foarte bine că a venit un investitor privat la Oltenița care a solicitat un număr de paturi contractabile și nu paturi necontractabile, că ar fi fost foarte ușor să fie necontractabile. Noi încă n-am finalizat procedura și toate problemele care au fost demarate din această situație, dovadă că încă mai lucrăm la această luare de paturi și sperăm cu indicatori, cu medici care îi avem în structură, cu o restructurare a spitalului să
recuperăm acele paturi. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că CS are un număr fix de paturi, da, finanțare? Județul Călăraș, ca să știți. Și a luat de la Călăraș ca să dea la Odei. Exact, ca să dea la, de la, luat de la, să vă traduc, ca să fie mai ușor de înțeles. Deci a luat la un spital de urgență, spital considerat de la acuți, că de la acuți ni s-au luat aceste paturi și s-au dus la un privat, la un privat de cronici. Cine este acel privat? Alfa Clinic, Oltenița. În condițiile în care nouă ni s-a spus, acum detaliem puțin, nouă ni s-a spus că au medici, că au secție, că au gardă 24 din 24, știți foarte bine cum s-au derulat în timp de o săptămână, ne-am trezit că ne-au luat paturile, da? Și acum noi trebuie să, de asta suntem și noi puțin în reorganizare, ca să demonstrăm că, de fapt, Spitalul Județean de Urgență, în Spitalul Județean de Urgență, de fapt, se internează și omul bogat și omul sărac, da? Adică vine pacientul și neasigurat, vine pacientul care nu are posibilitatea să fie îngrijit acasă, vine pacientul care, ne întâlnim și cu aceste situații, care efectiv familia îl aduce de frică să nu moară acasă, chiar dacă este în stadiu terminal și el moare în spital. Nu poți să-l refuzi. Exact, exact, pentru că e spital de urgență. Noi trebuie să asigurăm că e iarnă, că e viscol, că sunt bolnavii de la, știți foarte bine, de la dializă, când este perioadă de îngheți, de viscol, tot la Spitalul Județean Călăraș. Din acele paturi contractate ni s-au luat, da? Ca să înțelegeți. Și aceste paturi contractate reprezintă bani pentru Spitalul Județean de Urgență, da? Din acest motiv, de asta noi ne luptăm și am reușit doar puțin să, la Casa Națională, ne-a ajutat domnul președinte de la Casa Națională și ne-au alocat niște fonduri pentru a rezolva cât de cât această problemă, dar asta e temporar, pentru că, din câte am înțeles, mai stă un privat la rând și mai vrea și acela un număr de paturi. Și legea ce spune, doamna director? Ce anume? Legea ce spune, dă dreptul privaților ca să obțină aceste paturi? Da, a fost acum câțiva ani, a fost o lege în care era decât un procent mic, adică de la spitalul de stat să se dea la privat. Dar acum, o nouă legislație, nu trebuie să vă spun eu care sunt interesele, le dă dreptul să ia paturi fără un procent de la stat să le dea la privat. Doamna, se dă 10%. În cazul e că de data asta acel procent de 10% nu s-a aplicat în mod corect pe fiecare unitate spitalicească. Și Călărașul și vreți să vă dau eu răspunsul de ce nu s-a aplicat corect? Vreți să vă dau eu răspunsul? Nu, întrebați pe cine trebuie de ce nu s-a aplicat corect. Ca să facem hârtii, domnule. Da, ca să facem hârtii, să avem nervi, să stăm de dimineața până seara, să stăm să... trebuie să batem pe la nu știu câte uși, să informăm. Doamna ministru a spus că este ilegal ce au făcut. Noi trebuie să ne-am depus documentația necesară, se analizează și vom vedea cum vor recupera paturi. Dar noi trebuie să demonstrăm pe cale legală, nu așa că vrem noi, că suntem Spital Județean de Urgență. Cu cât se diminuează bugetul spitalului în lipsa acestui? Era 1.350.000. 135 de mii. Pe lună. Pe lună. Și cu decizia Comisiei de Mediere, la cât s-a redus această pierdere? Nu, paturile au fost luate. Paturile au fost luate. Paturile au fost luate prin decizia Comisiei. Suma aceasta, domnul președinte de la Casa Națională, nu de aici. Da. Nu a ajuns la Comisia de Mediere? Deci Comisia de Mediere, Comisia de Mediere, în urma discuției cu domnul președinte, a zis nu ne poate ajuta decât cu o sumă de bani. Nu este treaba Casei Naționale să ne restituie, conform legii, acel număr de paturi. Acel număr de paturi nu se dă decât prin ordin de ministru înapoi. Și asta... Dar treaba cu este să fie funcțional Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Pentru că eu înțeleg că, practic, v-a diminuat activitatea, forțat, adică v-ați trezit, mă rog. Exact. Ați înțeles, mă. Să ne restructurăm, dacă nu, am... noi am semnat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate cu obiecțiuni. Exact. Obiecțiunile astea încă n-am finalizat, să spunem, să avem o decizie finală în care aceste paturi să le fi pierdut.
Noi încercăm acum, cu memoriu făcut către ministru, făcând justificare, în condițiile în care nu vom avea câștig de cauză, trebuie să restructurăm spitalul cu aceste minus 21 de paturi. E clar. Noi încercăm acum să apărăm, să contestăm pe temei legal și să încercăm să le luăm înapoi și din rezerva națională sau prin ordin al ministrului să se aluce alte paturi de la alte spitale care au un procent, să spunem, mai bine de finanțare. Domnul președinte, ca instituție va deranja că s-au schimbat regulile în timpul jocului? Adică nu v-au luat paturile la 1 ianuarie și vi le-au luat în mijlocul anului? Pe mine mă deranjează pentru că ne-am trezit într-o săptămână cu un proces verbal, cu un proces verbal și cu niște criterii pe care eu nu le-am înțeles și am spus că nu sunt de acord. Astăzi noi facem o evaluare sau de când sunt președinte, noi încasăm aproape 5 milioane de ron de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe prestații de serviciu. Facem și prestații în plus de serviciu în peste 1 milion de ron aproape pe lună, pentru că sunt neasigurați. Sunt anumite, să spunem, anumite operațiuni care le facem și nu le decontează casa, că nu avem, să spun, au fost bugetate. Avem un buget limitat. Aici aș plus că noi efectiv cheltuim cu 6 miliarde mai mult decât încasăm de la casă. Și noi încercăm, de aceea suntem cu 3 luni de zile în urmă, suntem la luna aprilie, facem plățile la luna aprilie, suntem aproape să intrăm în arierat. Și noi încercăm să ne susținem din plata Consiliului Județean. Am preluat utilități. Plătește Consiliul Județean utilitățile spitalului să putem să mai diminuăm din această pierdere. E clar că dacă aceste paturi ne-am mai diminuat cu 1.350.000, e clar că va fi deficitul de 7 miliarde pe care îl avem lunar la spital. Doamna doctor, câte posturi de medici de gardă sunt? Linii de gardă, vreau să spun, sau nu posturi de medici de gardă, linii de gardă. Da, păi vi le enunț, ca să fie foarte clar. Avem linia medicală, chirurgie generală, traumatologie, în care intră și ortopedia, ginecologia, cu obstetrică și maternitate avem și neonatologie la domiciliu, neuropsihiatria este tot la domiciliu, radiologia, imagistica și pediatria, că v-am emis-o. Deci noi avem, încercăm să o acoperim o paletă cât mai mare. Da? Câți medici sunt acționari? Ca număr? Păi, ei au obligativitate, eu vă pot spune că este am... este o condiție în semnarea contractului cu CSE să aveți posturile ocupate la gardă? Asta de asta întreb. Ideea este că noi, față de medicii spitalului, față de medicii spitalului, mai avem și medici care sunt angajați cu prestări servicii. De exemplu, la ATI am medici cu prestări servicii, am la pediatrie cu prestări servicii și am la chirurgie generală cu prestări servicii. Bun, mai am pe alte specialități medici cu prestări servicii, pe neurologie 2, cardiologie 2, pediatrie 2, chirurgie plastică 2, BFT 1, neurologie 1 și oftalmologie încă 1. Deci chiar acum zilele astea a mai venit încă un medic pentru ATI ca să facă gărzi la noi. Deci majoritatea, n-am decât doi medici, că aici au discutat ei când au analizat niște indicatori, în primul rând n-au ținut cont decât numărul de angajați ai spitalului, fără să țină cont de numărul de medici care vin în plus în spital. Că, de exemplu, la ATI, restul doctorilor sunt cu prestări servicii și angajați ai spitalului nu am decât doi încă. Pentru că și doctorița Florea tot pe prestări servicii este și acum mai este și în concediu că a născut. Nu putem să-i, nu o lăsăm pe doamna doctor să nu își crească copil. Ideea este că acum s-au completat și liniile de gărzi pe ATI, dar problema noastră mai este loc pe fiecare secție de câte 1-2 doctori. Deficit, cum vă pot specifica, pe neurologie, vă dau un exemplu, pe neurologie vin două doamne doctori de la București cu o jumătate de normă, ca să-mi acopere întreaga activitate. La neonatologie am doi doctori care sunt ai spitalului și mai vine o doamnă doctor de la București cu o jumătate de normă ca să acopere și densa. La cardiologie sunt cei doi doctori, un doctor are normă întreagă, celălalt este jumătate de normă. La pediatrie am patru medici, doi sunt ai noștri, iar doi doctori sunt cu prestări servicii. La ATI
v-am povestit, nu sunt decât doi. La UPU, acolo am trei doctori și deja am făcut, suntem în discuții, mai vin încă doi doctori să facă gărzi. Deci dacă nu ne mișcăm și nu dăm telefoane și nu ne ajutăm între noi ca să fie o activitate medicală permanentă, nu se rezolvă problema. Decât așa să arătăm cu degetul, să zicem, băi, n-am, dar nu fac nimic, nu se rezolvă absolut nimic. Deci, să nu vă spun, până și cei de la firmele de medicamente și șefilor ne caută doctorii, noi, colegii, dăm telefoane pe cine găsim, nu cunoști pe cineva, hai ajută-mă, uite, am nevoie de un doctor, hai să facem treabă, hai să vină la Spitalul Județean Călăraș. Ideea este, știți foarte bine că eu am doctori care sunt din București, care fac naveta zilnic. Ce înseamnă o jumătate în urmă, doamna director, pentru medic? Deci o jumătate de... Deci, estimativ, să zicem, vă dau un exemplu. Din 5 zile, sau zicem, din o săptămână, când ar fi o normă întreagă, jumătate de normă înseamnă 3 zile. Ori își împarte programul din cât are 7 ore, se împarte la 3 ore jumate, da? Și vine 3 ore, 3 ore jumate în fiecare zi, sau se strânge programul și vin luni și marți, sau miercuri, la program. Și pentru un debutant, de exemplu, ce înseamnă jumătate de normă în bani? Dacă îi convine să vină Călăraș, aici vreau să-l ajung. Păi, un debutant înseamnă... O secundă. Un medic specialist depinde unde este angajat. Depinde de secții unde are spor sau nu are spor, depinde dacă este în policlinică sau pe spital. În jur de 100 și ceva, 120, 125 de mii, cam așa. Impozabil? 125 de mii? Cam impozabil, cred că ajunge peste 100, în orice caz. Nu vreți să devenim puțin rigoroși? Să-mi spuneți de ce e incriminat privatul. Nu îl incriminez. Păi asta ați făcut. Lăsați-vă, o să răspundeți. Răspund și eu întrebările, da? A doua, în afară de să luptați și să vă ajută cineva, aveți un document care fundamentează necesarul de patru și criteriile de acreditare a spitalului, că eu știu că sunt cam mermelică, așa cum ne-ați spus. Și răspundeți, vă rog, colegului, câți medici de cadă? Nu, pune câte o întrebări, ai pus trei întrebări, la care să răspund. Nu, vă întreb ceva, am o informație și vreau să mi-o confirmăm asta. Domnul doctor Achim Ionuț este angajat ca medic de gardă la spital? Nu. Nu este ca medic de gardă, este medic stomatolog în cabinetul de stomatologie în cadrul UPU-ului. Nu este medic de gardă. Deci aveți specialitate da, în stomatologie da, la UPU? Da, da, da. Nu este medic de gardă. Domnul Bălașa, vă rog frumos să reluați întrebări. Dacă există acreditarea spitalului, dacă aveți un document care fundamentează necesarul de spital, pentru că cu asta trebuie să merge, nu să luptați și nici nu să vă ajuteți cineva, care să fundamenteze, dacă puteți să ne puneți și nouă la discuție. Că lupta asta cu patrule de... Cu reorganizarea. Cu reorganizarea, la asta vă referiți. Cu reorganizare, cum fundamental în altă... Domnul Bălașa, noi Consiliul Județean venim cu investiții în Spitalul Județean de Urgență, pentru că cu toții vom avea nevoie azi, mâine sau poi mâine de Spitalul de Urgență Județean Călăraș. Noi ne batem să putem să-l punem și să-l ducem în zona să se finanțeze singur și să avem siguranța că nu mai alergăm după medicamente și problemele pe care le-am preluat în 2016 când a venit președinte. Cred că acum, la momentul ăsta, concurența e corectă, e binevenită pe piață, nu avem nimic cu privatul. Cred că soluția pe care am văzut-o eu a fost că într-o săptămână ne-am trezit fără să fim înștiințați, fără să avem o discuție care să ne pună, să le putem justifica documentele, că nu e corect să ni le ia de la Călăraș, de la spitalul nostru, când putea să le ia de Rezerva Națională, putea să le ia de la Minister. Erau alte variante. Înseamnă că rău intenționați, o să-mi proști. Păi dacă nu ați argumentat, dar nu era problema investițiilor, era problema fundamentării din punctul de vedere a îndeplinirii criteriilor. De la investiții am venit să discutăm și problema pe care în ultima lună de zile e în spațiu public. De aceea vă dăm răspunsul la aceste întrebări și vă stăm la dispoziție. Da, corect, nu trebuie să diminuăm, să spunem. Concurența trebuie să existe pe piață, că așa putem să facem Spitalul Județean de Urgență mai bun, pentru că avem concurență în piață. Spitalul Județean de Urgență trebuie să aibă un management care să vină cu argumente, da? Profesionale la casa de asigurări.
Deci, da, una este discuția aici în conferință de presă, unde fiecare vorbește cum vrea și ce vrea, și alta e discuția profesională. Vă rog, să explicați ce entitate sanitară se construiește la Oltenița privată care vă... Nu am cunoștință, nu vreau să-mi dau cu părere. Așa ne-au informații de la Casa de Sănătate din Călăraș, că mai este un privat care mai așteaptă la rând să mai ia niște paturi. Problema, haideți să ne înțelegem. Ce înseamnă cronic? O secundă. Ce înseamnă cronic? Deci o patologie cronică, adică vine omul, se știe cu o patologie care nu este vindecabilă și, hai să zicem, o afecțiune cronică, o hepatită cronică sau hepatosteatoză sau ceva de genul acesta, da? Diabetul, dacă se decompensează, aici e discuția, că dacă vine cu diabet și are glicemie normală, degeaba stă în paturile de cronic să facă ce? Să facă doar niște investigații, nu face absolut nimic, pentru că un diabet, dacă se decompensează, trebuie să ajungă tot la mine. Da? Orice patologie de la cronic care se decompensează, trebuie să ajungă la acut. Deși de la Oltenița, de la această firmă, de la această clinică privată, dacă îi se întâmplă ceva pacientului, că e în cursul nopții, că e ziua, că e în, nu contează când, da? El trebuie, conform legislației, să-l trimită la spital, ori la Oltenița, ori la mine, la Spitalul Județean de Urgență. Deci nu am nimic, să vă fie clar, deci nu am nimic cu nimeni, nici cu privat. Dar să-și facă treaba, adică nu ne internăm bolnavi, să-i punem perfuzii cu glucoză și cu vitamine. Și ei de la acuți și de destructurezi un spital în care au nevoie și noi încă ceva. Noi, e ceva foarte important. Deci noi în fiecare lună avem un contract, da? Cu Casa de Sigur. Noi în fiecare lună ne depășim contractul, da? Dar noi primim numai cât am contractat. Și de aceea noi suntem tot timpul cu arierate, cu deplătit medicamente, cu deplătit nu știu ce firmă și altă firmă, da? Pentru că așa e legea. Niciun spital, vă mai informez încă ceva. Nu cred că există un spital în România să ne pare arieriat. Tot timpul ni se spune că așa este legea făcută, încât să ne plătească mai puțin. V-ați auzit? Da. Da, auzit. Am auzit, da. Am fost și în vizită la Suceava. Și știu și eu. Lucrurile și sunt ok. Acolo s-a investit și pe fonduri europene. Da. E spitalul modernizat și arată impecabil. Dar acum haideți, dacă mai sunt alte subiecte, vreau să trecem la următorul punct. Anul trecut vorbeam de proiectul parcării de la spital, parcării publice, care e haotic. Acolo te duci cu bolnavul la spital, o parchezi în pădure, că primăria n-a reușit să facă parcări publice. Și aveați anul trecut, ați făcut un concurs de idei, noi presa l-am apreciat, ați chemat niște arhitecți și au... Ce se întâmplă cu proiectul aici? Și domnul Gram aici? Problema. Ați făcut de acel gard, că îl dați jos ca să se mărească cartera dintre... Am făcut toate demersurile cu primăria. Nu e în zona Consiliului Județean. Noi dăm concursul să dăm gardul jos al Spitalului Județean pentru că e proprietatea noastră, dar totul depinde de primărie și la momentul ăsta proiectele comune ale primăriei și ale Consiliului Județean sunt sistate sau să spunem sunt lăsate mai deoparte pentru că nu există o colaborare așa cum ne-am fi dorit noi Consiliul Județean cu primăria. Ideile au venit, am propus că e urgent o parcare și un heliport în zona parcării existente, nu am găsit această dorință să ne dea în proprietate sau în administrare acel teren, nu se dorește acest lucru, situația o știți mult mai bine, mai avem și alte proiecte care s-au blocat, se blochează în continuare. Da, da. Dar nu puteți să faceți parcări private cu plată în spitalul care nu poate. Deci nu putem să intrăm în curtea spitalului să facem parcare, pentru că trebuie să demolăm câteva construcții. Dacă reușim această lipă nouă, putem să regândim parcarea pe care dumneavoastră o spune, să facem o parcare cu plată, să concesionăm unui privat să vină să facă această parcare în curtea spitalului. Trebuie demolată. Dar de ce trebuie neapărat cu plată în curtea spitalului? Am zis, nu, că e o soluție. Păi o soluție că dacă Consiliul Județean are terenul proprietate... Păi nu, este tot domeniul. Și curtea spitalului e tot domeniu. D'acord. De ce să vină un privat să încaseze niște bani de pe domeniu public? De ce nu-i pasă direct la asta? Dacă tot o face. Poate fi variante, multe variante. Asta e o idee pe care domnul Bălaș a adus-o în spațiu public. Încercăm să o evaluăm. Nu știm care va fi soluția viitoare. Soluția viitoare e să facem acea aripă nouă de spital și să putem să relocăm FGH-ul nou. Va fi corp nou, da. Aici și în corp? Nu, la jumatea spitalului. În curte, da, între medicină legală și FGH. Aveți proiectul făcut sau va fi scos la licitație inclusiv? Păi, dar noi avem cu SF-ul întocmit, cu tot, cu
la Compania Națională de Investiții am depus tot proiectul. SF-ul aproape face parte din 60% din proiectul final. Da, acum, domnul Grama, despre proiectele de infrastructură ale județului Călăraș, drumurile și ceea ce Consiliul Județean astăzi finanțează. Da, dacă spui dacă subiect, da. Sunt vreau să vă întreb, doamna doctor, al doilea aparat tomograf este funcțional? Nu. Îmi pare rău că trebuie să recunosc public chestia asta. Nu este un aparat performant. Am înțeles că au fost dotate foarte multe spitale din România cu acest tip de aparat și toți au întâmpinat mari greutăți în utilizarea lor. Acestor aparat. Este depășit, era să-i nu, are un numărul de slide-uri foarte mic și e foarte greu de manipulat. Este un aparat chinezesc, s-a achiziționat de către Ministerul Sănătății la momentul respectiv. Noi suntem în curs de finalizare de acte, măcar... E Siemens China sau exact, Siemens exact, China. Și cei de la Slobozia au avut probleme cu... Dar s-a dat un răspuns greșit, e CT-ul. Nu, de CT-ul ăla din curte. De CT-ul din curte, da. Nu RMN, că se discută de RMN. RMN-ul de care vorbim. CT-ul. RMN-ul este performant, RMN-ul nu se pune pe okay. E altceva. Deci noi mai aveam, am primit încă un CT care nu este optim din punct de vedere al calității. Vă referiți la primul sau la al doilea? La al doilea, cel din curte. Al doilea este cel problemat. Da, care acest tip de aparat a fost adus, am înțeles, în mai multe județe din România, nu numai la noi. De Ministerul Sănătății. Prin investițiile Ministerului Sănătății a fost și noi le-am trebuit să asigurăm utilitatea să putem să... Aceleași probleme care le avem noi cu el le-a avut și Slobozia. Puteți discuta și cu colegii de la Slobozia să vedeți, vă spun același lucru. Este foarte greu de utilizat, este foarte... Calitatea imaginilor este îndoielnică. Noi suntem totuși cu el, am demarat toate procedurile de a-l pune în funcțiune. Încercăm să vedem ce obținem cu el. Mai departe... Doar Călăraș și Slobozia au primit Nu, am zis în țară, sunt mai multe. Totul are probleme. El funcționează? Acum nu, că suntem în curs de finalizare cu actele. Deci, nu, dar noi am făcut probe și am văzut. Da, exact, noi la probe. Acum funcționează cel vechi, cât de vechi este, ca să zic așa? Păi câțiva ani are tot, dar el tot bun este că a mai schimbat de câteva ori tubul, deci este funcțional. Nu, ăla funcționează, nu se pune problema. Știți foarte bine că am convenit cu cele două doctorițe care au competență în tomografie și pe perioada când sunt de gardă, asigură CT-uri în gardă, deci nu e nicio problemă. Am și modificat contractul cu doamnele doctore, o să avem 6 ore de RMN, 6 ore de CT în fiecare zi, ca atunci când pleacă RMN-ul la deocamdată lucrează doar doctorița Izvoranu, dar o să intre și doctorița cât de curând, doctorița Berbinski. Dar automat la CT am 6 ore în fiecare zi. Cât a costat acest aparat nou CT? Nu vă pot spune. Și continui ca atât să așa o programare la că este achiziționat de câțiva ani. Asta și... e interesant pentru cititori. O coadă cam, mă programez asta, când vine rândul doamna direct. La ce, la RMN? La Călăraș și câte de forță, zice. Deci de ce spuneți că vă vine rândul? Că așa acum se lucrează, dacă vă duceți jos, în momentul când vine un pacient cu un bilet de trimitere, să-mi spuneți dumneavoastră dacă ați venit și va programa pe setrilor. Dumneavoastră persoana să veniți la mine. Să vreau să fac un consult. Deci vă rog frumos. Da. Deci să veniți să-mi spuneți că va programa pe setrilor. În două zile v-au chemat. Păi asta e și ideea, pentru că am primit, de asta am și modificat programul, pentru că am primit 1,5 miliarde pentru CT și noi când vine pacientul trebuie să luăm în ordine. Nu putem, nu facem prioritizări pentru X sau Y. Și se ia numărul de telefon, se trece biletul de trimitere și faptul că am primit o suplimentare pentru CT, automat au fost chemați toți pacienții și în 3 zile pot să spun că am terminat 500 de milioane, da? Și terminăm fondurile pe luna asta. Deci le-am chemat pe domnișoarele asistente din concediu și doamna doctor i-a modificat programul și a intrat și în program de CT doamna doctor Vermisi. Să nu mai aud că vine cineva să-mi spună că domnule nu vrea să-i facă CT. Nu există așa ceva. Că aveți probleme, vă rog frumos să veniți la mine. Da? Mulțumim!
Domnul Grama, te rog frumos. Mai am o întrebare. Subiectul vă rog. Și eu am o cheată. Ce părere aveți despre propunerea, sau mă rog, sau a fost și adoptată ordonanța de guvern privind timpii de așteptare la UBU? Știți foarte bine că acolo există niște timp de așteptare până la 6 ore. Da? Este codul roșu, galben și albastru. Acum maxim 240 de minute. Da. Ascultați-mă o secundă. Deci dacă mă ascultați, vă dau și răspuns. Știți foarte bine că s-au învățat în Călăraș, toate nu se duc la medicul de familie și vin la UPU. De ce să ne ducem noi la medicul? Asta e răspunsul. De ce să ne ducem noi la medicul de familie? Că suntem pe programare. De ce să ne ducem noi la medicul de familie? Să așteptăm când ne ducem la UPU și se fac. Când intră pacientul, că asta e protocolul. Trebuie să-l vezi, da? Să-l consulți, să-i faci o radiografie, să-i faci niște analize, să-i faci un EKG, să vezi despre ce e vorba. E urgență sau non-urgență? Vă dau un exemplu. Să zicem, din 100 de prezentări, nu știu dacă 80 sunt urgență. Pardon, sunt non-urgență, 80, da? 20 sunt urgență, da? Despre ce vorbim aici? Și vin toți la camera de gardă, pentru că așa au fost învățați, așa este educația și nu numai la noi în Călăraș. În toate județele e aceeași problemă. Și prezentările, numărul de prezentări care sunt la UPU sunt peste 150 pe zi, pentru un doctor. Dați-ne câteva exemple de numărul urgențe care se prezintă la UPU. Păi, ce să zic, că mă doare de o săptămână, mă doare umărul, da? Sau că mă doare de 3 săptămâni, sau că am căzut acum 3 săptămâni și vine la urgență. Vă invit. Păi, dar este obligat, chiar dacă e urgență, nu urgență, să-i facă prezentare și să intre în camera de gardă și să-l vadă un doctor. Și doctorul hotărăște dacă e urgență sau nu urgență. M-ați înțeles? Vă invit pe rând. Să facem câte o gardă împreună și să vedeți ce se prezintă la urgență. Că nu cred că v-ar place. Nu cred că rezolvăm problemele acum la această conferință. Vorbim unei multe probleme, le preluăm de la dumneavoastră și noi încercăm cu echipa de manager de la Consiliul Județean să le rezolvăm. Am rugat și noastră, doamna doctor, să facă conferințe inclusiv la spital, nu doar la Consiliul Județean. Da. O recomandare pe care ținem cont de ea pentru să facă conferințe. Și eu sunt deschisă și la propuneri, să zic, dacă aveți propuneri doamna și Voivozeanu, să luați nimic împotrivă. La cunoștință. Le punem în discuție cu viitoare conferințe de presă, să le discutăm la spital, poate epuizând în subiecte și la viitoarele întâlniri discutăm mai puțin. Mulțumesc, domnule președinte, așa cum ați declarat în 2016, obiectivele dumneavoastră au fost sănătatea. Investițiile care au venit în sănătate au un singur scop, creșterea calității actului medical. Sunt 30 de milioane de euro care vor intra în Spitalul Județean Călăraș și cred că în perioada următoare toată lumea va beneficia de condiții mult mai bune.